Salut la Tetele Jurnal! Aflu chiar din acest episod că actorul Dragoș Bucurescu și soția nu mai vrea ca Sofia, fica lor de 9 ani, să meargă la școală ca toți copiii și a retras urmând să învețe acasă pe cheltuiala lor. Și am văzut că fițoșii de pe internet s-au enervat și s a luat de actorul Bucurescu. Adică, după ce a jurat tot sistemul că e de decăcat că produce numai non-valori, că tâmpește bieții copii cu programa aia cretină făcută pe bază de șpăși la minister, acum când e unul care vrea să iasă din sistem, ei zice A, păi ce faci, ești bulangiu? Părăsești sistemul? Nu e corect! Râdem, glumim, dar nu părăsim sistemul! Așadar, felicitări și mult succes pentru alegerea Sofiei! A, doamne! De ce nu mi-ai dat și mie părinți care să aibă bani să mă scoată de la școală și m-ai lăsat să o fac degeaba timp de 15 ani? Ce am reușit? Totuși știi să scrii până la 10, să numeri și să te semnezi. Nu ești total analfabet. Așa e, doamne, mulțumesc de apreciere. 15 ani de școală ca să scriu greșit și să număr, da? De ce nu am învățat eu o meserie sau ceva care să-mi folosească în viață? Doar materii de căcat care vrei, nu vrei, ți le bagă pe gât programa. Adică, în loc să citească copiii și acheșpeare la școală, să învețe și ei ceva din literatura universală care chiar să-i ajute în viață, îi pune să repete ca papagalu poezii scărmănătoriste și să citească mizerile alea pliticoase de frații șderi. Apropo, eu tot timpul m-am întrebat ca militarul dacă frații șderi nu are și o soră, Mamă, mamă, ce aș mai fi făcut la sora Jder Sub sarafanul de la școală Și ce aș mai fi tras-o de pampoane pe la spate Doamne, dacă mă scotea și pe mine tata de la școală Și rămâneam să învăț acasă Oare ajungeam și eu un om deștept ca Gigi Becali Sau Meme Stoica Care a scris cărți în pârnaie Mai multe decât a citit în viața lor? Nu contează dacă înveți la școală, acasă sau la pușcărie. Important este să înveți tetelu. Ușor de spus, doamne, dar tu nu știi că am avut la matematică cea mai tufabilă profesoară ever care venea fără chiloți la catedră, că mi-am dat seama când m-am băgat sub fusta ei să-i dau stiloul care i-a căzut fix între picioare. Cum să înveți matematica cu așa o profă? Ești nebun? Eu în caietul de matematică aveam decât pagini rupte din revista Playboy și Hustler și mergeau toți colegii mei cu caietul la baie în pauză, cu rândul, pentru 2 lei de persoană. Deci asta m-a învățat școala pe mine la matematică. Dar să o luăm pe rând de ce este mai bine să înveți acasă decât la școală. Iau cazul meu. Litera 1. Să mergi la școală este foarte nașpa că trebuie să te scoli la 7 dimineața, băi nene. Litera 2. La școală profi nu te lasă să bei și să fumezi și nici să intri pe site-ul unde Loredana Achivu face șpagatul în curul gol. Litera 6. Tot ce înveți la școală este postat gratis pe Google. Deci de ce să înveți ceva ce oricum există în memoria telefonului din buzunar? literele 8, 10 și 12. Gigi Becali, Nicolae Guță și Simona Senzual i-a durut în pluă de școală și nici acasă n-a învățat și uite ce bine a ajuns! Deci cea mai bună școală este școala vieții. Să înveți acasă are și dezavantaje. Iată-le! Litera 1. Dacă nu ți-ai făcut lecția, cum poți să mai minți că ți-ai uitat caietul de teme acasă? 2. Dacă ai chef să chiulești, ce faci? Fugi de acasă și te plimbi ca bou singur prin cartier? 3. Dacă înveți acasă, cu cine te mai distrezi, cu cine te joci și cu cine îți scrii bilețele de dragoste? Cu maică ta, cu bunică ta sau cu vecinii? 2 sau 5. Dacă ai tată bețiv, cum am avut eu, și au o grămadă de copii din România, ce vezi tu de la taică tu când stai acasă și nu mergi la școală? Cum să duci paharul la gură? Cum să joci toată locația la păcănele? 3 sau 8 sau plua mea. Dacă nu te duci la școală și înveți acasă, cu siguranță vei ști mai multă limbă română și matematică, dar nu vei ști niciodată cum arată chiloții profesoarei de latină când își desface picioarele sub catedră și tu o filmezi cu mobilul lipit cu scoci de desubt încă din pauză. Și la urmă mă întreb de ce această discuție despre școala la domiciliu. Cine e de vină că sunt oameni care își iau copiii de la școală? De vină e politicienii care a condus țara asta și care nu dau și nu au dat doi bani pe învățământ. Pentru ei, profesorii este decât o masă mare de oameni care poate fi mituită pentru voturi cu creșteri de salarii penibile, mereu săraci și lipsiți de un venit decent iar elevii, o altă masă mare de oameni care trebuie să fie cât mai idioți și mai ușor de manipulat când ajung mari. Corect, doamne? Fericiți cei săraci cu duhul. Asta e de când lumea. Școala nu e pentru tonți. La voi nu mai e pentru nimeni. Ați distrus-o. Nu noi, doamne! Nu părinții și nu elevii este de vină, ci sistemul politic bazat decât pe mită electorală și nu pe performanță. Rușine la toți cei care au distrus învățământul românesc. Hai like-uri și prietenie la toată lumea, mai puțin cei care și-a bătut joc de școală.